Prezent la Roman în concert la sfârșitul săptămânii trecute, marele artist Tudor Gheorghe a fost întrebat de redactorul postului de televiziune Roman 24 care este opinia sa despre casele de cultură din România. Imobile însușite de o asociație a caselor de cultură, organism înființat imediat după Revoluție, care a obligat conducerile acestor instituții să vireze 10% din venituri către asociație. Clădirile însă le-au lăsat în paragină, fără fonduri, aproape imposibil de a fi administrate, motiv pentru care s-a apelat la soluția închirierii către tot soiul de societăți. E o bătaie de joc, pur și simplu. Adică acum s-a speculat și chestia asta absolut jenantă. Știi că a luat foc în București și Dumnezeu să ierte pe toți copiii care au murit acolo, că n-a fost vina lor. Dar știți cum e? Gata, din cauza asta s-au închis acum toate casele de cultură. Și în mare parte au dreptate ei, ca să zic așa. Pentru că nu s-a mai investit nimic în aceste case de cultură, au ajuns, cum a spus, niște ruine, erau niște lăcașuri reale de cultură, unde își găseau locul diverse cluburi, manifestări artistice, nu mai nimic. În mare parte, eu care umblu prin țară și erau locurile unde eu îmi desfășuram activitatea mea, adică unde făceam spectacole, s-au făcut restaurante, s-au făcut baruri, tot felul de prostii. Au închiriat administrația, managerii au închiriat diverse săli de bingo, de biliarde, de lupte, de tangouri, de tot felul de manifestări. Numai act de cultură nu se mai întâmplă. Nimeni nu se mai îngrijește de aceste spații care de la o zi la alta s-au transformat în paragină. Situația este absolut ridicolă pentru că sindicatele revendică aceste case de cultură susținând că sunt proprietatea lor. Sindicatele în fapt nu mai există, spune Tudor Gheorghe, așa că ar trebui să apară o decizie politică de predare a acestor spații către administrațiile locale. Probabil nu s-au înțeles la bani cei care diriguiază, cei care conduc sindicatele, pentru că aici e toată povestea. De la bun început ar fi trebuit ele să fie preluate de municipalitate și municipalitățile să îngrijească să aibă un loc al comunității, al primăriei unde să-și facă manifestările culturale, pentru că aceste edificii au fost făcute. Dar ea se ceartă, absolut ridicolă situația. Nimeni, sindicatele nu mai există practic decât așa, din când în când apare câte un lider din ăsta sindicat care constată că pe măsură ce trece timpul se îngrașe și pe la televizor se vaită, dar îi mai scot din când în când în stradă când au nevoie de nu știu ce. Mai fluieră, mai cântă, mai dansează, mai cer. Pericolul de a fi în curând demolate nu este departe, în opinia lui Tudor Gheorghe, în cazul în care clasa politică nu își asumă legiferarea transferului lor către o entitate care să investească în ele. Și atunci, neinvestindu-se nimic în aceste case de cultură, că nu au avut bani și niciun interes, ele s-au degradat, fără doar și bani. Cineva ar trebui să pună mâna pe aceste lăcașuri de cultură și să le reabiliteze, câtă vreme ele există. Dar mie mi-e teamă că se întâmplă cu ele și să se întâmplă cu toată industria română. S-a ales praful de toate clădirile de infrastructură, ca să zic așa. Eu sunt de acord. Gaură neagră, cheltuia enorm din punct de vedere energetic ca să ține marile combinate și marile... Mă, dar nu le distruge. Adică închide-le, pune-le în conservare, o să vină un japonez deștept, să zicem, și să retehnologizeze, dar nu distruge clădirea. Ori am senzația că așa se va întâmpla și cu aceste case de cultură. Se vor demola și în locul lor o să apară un bloc al nu știu cărei companii multinaționale. Mucalit, Tudor Gheorghe nu s-a ferit nici în timpul concertului să vorbească despre condițiile improprii din casele de cultură, pomenind despre frigul din sală, unde spectatorii asistă la concert îmbrăcați, dar mai ales despre crivățul care suflă din spatele cortinei. Ce v-aș ruga eu pe domniile voastre, să nu vă supărați dacă, conform unui mai vechi obicei de-al meu, leg poemele între ele, în așa fel încât nu să aveți posibilitatea să bătesc din palme după fiecare cântec. Știu că v-ar conveni că v-ați mai întâlzi în... Nu trebuie să face că de câte ori vin la Roma, nu vin numai când e frig. Aci e bine prin față, dar să stați aici. Vă bate de aici, din spate. Cred că e cineva acolo. Suflă rău de tot.
Cantautorul nu s-a sfii să pomenească nici despre măsurile guvernamentale demente care au paralizat întreaga țară. Rămașcanii n-au niciun fel de vină că s-au născut și trăiesc aici și nu beneficiază precum bucureștenii sau ieșenii sau clujenii sau timișoreni de opere de, sau de teatru. De... Și aici, în amărita asta de casă de cultură săracă, de care încă e vie, s-ar putea să cadă și asta. La felul în care se tratează lucrurile în țara asta. Eu și prea m-am să, încă, mulțumesc Domnului că la Roma, rugați-vă, încă e funcțională. De pildă la Pruici nu mai am să joc. Eu am închis ăștia cu Isu. M-a luat aia, Dumnezeu se ierte pe copiii, ele au murit acolo, mă, la București. S-a întâmplat acolo tragedia, nefericită aia tragedie. Bă, și ăștia nebuni au închis toată țara. Și cântecul care a urmat a sugerat tot atmosfera glacială a sălii și vieții în general. Dacă tu ai dispărea într-o noapte oarecare, dulcea mea, amara mea, aș pleca nebun pe mare, cu un sac întreg de plut, de-o spinare de nuiere, să te fac de la început cu puterea mâinii mele. Dacă tu ai dispărea. La Roman, Marcela Ursu, directorul Casei de Cultură, a făcut și ea ce a putut, adică a igienizat cât de cât spațiile interioare, s-a conformat să respecte indicațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru redeschiderea Lăcașului și contractarea unor concerte și spectacole, cum a fost cel al lui Tudor Gheorghe, care a făcut sala plină. În aceea săptămână a fost organizat și turneul lui Horia Mihail cu Pianul Călător. Timp de două zile înainte de fiecare spectacol, sala propriu-zis a fost încălzită, caloriferele interioare neputând însă radia suficientă căldură pentru a încălzi și scena și chiar sala, spectatorii fiind obligați să stea în continuare îmbrăcați. Eforturi se fac și pentru spoirea exteriorului Casei de Cultură pentru a arăta cât de cât mai bine. Clădirea are însă nevoie urgentă de reabilitarea sălii de spectacole și de realizare a unui sistem eficient de încălzire a scenei, de schimbarea scaunelor și cortinelor care datează de 45 de ani, de la darea în folosință a imobilului.